Senatorul UDMR îi cere explicații ministrului transportului Dan Costescu cu privire la întreruperea anunțurilor în limba maghiară în gările din județul Harghita. Acest fapt ar fi ilegal, reprezentanții CFR declarând că situația se datorează unui nou soft, care nu include și limba maghiară. Senatorul spune că a fost sesizat de către cetățenii din Harghita cu privire la întreruperea anunțurilor bilingve. Acesta mai spune că problema a fost sesizată inclusiv în presă și au fost solicitate puncte de vedere de la CFR, însă problema nu s-a rezolvat, scrie Vocea Transilvaniei.ro. Potrivit unui funcționar CFR, faptul că trenurile nu se mai anunță și în limba maghiară nu este chiar o tragedie, întrucât localnicii maghiari cunosc mersul trenurilor, dar străinii nu.